bărbații veneau, ivețele lor ies în urinare, după sătuirea cele mai tinere, de la toată, s-aruncă în gâtul bărbaților și încep a-i lua cu vinișorul și a deserta care era de care. Dar și faci, mămucă! Ei, mămucă, nu face bine ce face. Dar ne vrea să ne lasă sănătatea sărmana. Dar cum? Iaca sunt o 5-6 zile de când a plecat la suhat să ducă viteie. Și pe un vânt rele pe semne a dat peste dânsa. Ile i-a luat gura și picioarele sărmana. Fiile vin atunci cu toții în casă la patul lui maică-sa, dar beata baba era usată cu tot Chiar nu știți ce vrea să spună mămuca? Nu! Nu! Sărmana, ne lasă cu limba de moarte. Spune că feciorul cel mare și cu nora să ia locul și casa cel despre răsărit. Cea mijlocie despre apus. Și noi, ca mijlocii ce suntem, să rămânem aici. Dar bine zici, nevastă! Atunci ceilalți, mai având control, șovăit, iată rămase bună făcută. Baba muri chiar în acea zi și în rolele despetite o făceau de buia statului. Apoi, peste două zile, o îngropa cu cinste mare și toate femeile din sat și din primeleagurile vecine vorbeau despre soacra cu trei noroci și ziceau, ferice de dânsa că a murit, că știu că are cine o voce.